Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog cu Consumatorii. În această seară vom discuta despre traininguri. Alături de noi este domnul Iulian Trăghicescu, senior trainer Media Mix Consulting. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, bine v-am găsit. Le-am spus celor de acasă ce le-am pregătit. O să invit să ne scrie pe chat sau să intre în direct prin telefonul afișat pe ecran. Aș vrea, pentru început, înainte să intrăm în detalii, să spunem exact ce înseamnă un training. Perfect. Un training este o activitate de perfecționare. Este inițiativa pe care o companie o are pentru a-și pregăti suplimentar oamenii atunci când constată că ei nu performează la nivelul la care compania are standardele stabilite sau dorește din contră să crească aceste standarde cu ceva suplimentar, e nevoie de o infuzie de cunoștințe, de abilități, de atitudine, o schimbare de atitudine la nivelul angajaților. Și în cazul acesta apare trainingul. Trainingul este programul educațional care îl ajută pe angajat să devină mai bun decât a fost ieri. Și angajatul are acces la traininguri doar prin companie, dacă compania hotărăște că e cazul să-l trimită, sau se poate duce direct? Cu siguranță, în piața din România există toate felurile de training posibile. Traininguri de dezvoltare personală, traininguri dedicate unei anumite activități strict corporatiste, astfel încât angajatul are acces la traininguri sau la programe de dezvoltare și individual și prin intermediul companiei. Desigur, va fi interesat mai mult de cele prin intermediul companiei, pentru că, nu-i așa, compania își asumă de cele mai multe ori partea financiară de acoperit în cazul respectivelor cursuri. Și o asumă integral sau mai are surpriza angajatul să fie, să-i fie sugerat să plătească jumătate? Pentru că suntem o piață din perspectiva trainingului, deși suntem la 23 de ani de la Revoluție și traininguri, să știți că se făceau și înainte, sub forma perfecționărilor sau sub forma dezvoltărilor, suntem totuși o piață foarte tânără, așa încât întâlnim toate felurile de plată a serviciilor. Întâlnim participanți care și-au plătit parte din curs. Întâlnim în majoritate, să recunoaștem, companii care plătesc pentru angajații lor și există, după cum spuneam, și o piață de participanți care își plătesc singuri pentru propria lor dezvoltare, apelând la cursuri care de altfel se și numesc de dezvoltare personală. Și în momentul în care angajatul primește de la companie această ofertă de a fi trimis la training, dar îi se spune că trebuie să plătească, să spunem, 30%, să o ia ca pe o jignire sau să se gândească de două ori? Poate ar fi bine să pun și o bani că îmi face mie bine. În majoritatea cazurilor, demersul de a-l educa pe angajat este un demers care folosește nu doar companiei, folosește și angajatului. Cred că oricare dintre angajații din orice companie își dorește să devină mai bun, să facă mai repede ce are de făcut, să facă mai inteligent ce are de făcut, să fie mai eficient sau pur și simplu să fie mai luat în calcul la o potențială promovare. Și atunci este și interesul lui, este și interesul companiei, pentru că și compania, în măsura în care eficientizează procesele sau își perfecționează oamenii, reușește să aducă mai repede profit. Zona de profit e întotdeauna interesantă pentru companie, am descoperit noi. Și atunci, inevitabil, e un combo, am putea să-i spunem, folosind acest barbarism de interes și din partea participantului și din partea companiei. Dar situațiile, să știți, situațiile în care apare această plată și din partea participantului și din partea companiei sunt destul de rare. De regulă, companiile preferă să plătească integral partea de educație, însă încearcă să se protejeze cât pot de bine ca această plată să nu fie făcută astăzi, iar angajatul să plece mâine din companie. Din perspectiva asta au apărut în contracte anexe, pe care probabil telespectatorii noastre le cunosc, de tipul o perioadă de te obligi să rămâi la companie, să prestezi în cadrul companiei, sau dacă dorești să pleci înainte, din inițiativa ta să desface contractul, în cazul acesta ai de plătit contravaloarea cursului și a cheltuielilor aferente acestuia. Da, e o practică curentă, sincer, nu știu foarte bine, pentru că de regulă, nu știu zona aceasta legislativă foarte bine, de regulă e o problemă care se rezolvă între Departamentul de Resurse Umane și angajați. Aș vrea să vorbim puțin, pentru că ați menționat piața din România. Din experiența dumneavoastră, cum s-a dezvoltat în ultimii ani? Cum era înainte? Ce se căuta? Ce se caută acum? Piața din România e o piață destul de interesantă. E foarte dinamică. Pentru, așa o vedem noi, care ne aflăm aici. Eu personal sunt de aproape 16 ani în zona de training în această țară.
S-au dezvoltat lucrurile cu siguranță. Ce se căuta în training acum 10 sau 15 ani nu se mai caută astăzi. Ce se căuta înainte de 2008 nu se mai caută neapărat astăzi. Deși noi considerăm că există libertate. Nu există libertate, există nevoie, îmi cer scuze. Ce se căuta cu ani în urmă, se căutau înțelegerea proceselor, se căuta înțelegerea unei strategii, cum anume să-mi fac strategia într-o companie. Lucruri foarte de antreprenoriat. În momentul de față, antreprenoriatul este cât de cât mai bine structurat, se caută foarte mult cursuri din zona de abilități manageriale, pentru că aici, credem noi, există anumite lipsuri la nivelul instituțiilor de învățământ superior, un fel de managementul oamenilor, care se combine un pic de sociologie, cu un pic de psihologie, cu un pic de pedagogie, cu un pic de cunoștințe de antreprenoriat și toate astea la oaltă, dacă se poate, în două zile, astfel încât angajatul meu să știe să conducă mai repede niște oameni. În urmă cu 5 sau 6 sau 7 ani de zile se căutau foarte mult cursuri de vânzare. Părerea noastră, având în vedere că pe site-urile de recrutare există și în momentul de față foarte multe cereri de angajare a unor vânzători, părerea noastră este că și acum ar fi nevoie de cursuri de vânzare, însă companiile nu mai sunt atât de dispuse să investească în zona de vânzători și ar prefera să aibă ca și public o zonă mai repede de, cu o mai mică fluctuație de personal, respectiv zona de manager. Ar prefera să investească în manager. Și atunci, repet, cursurile de tip management, cursurile de cum să fac, de abilități, cum să fac anumite lucruri în cadrul echipei, cum să motivez echipa, sunt cele cerute și foarte cerute în ultimii 3 ani de zile. A spus că sunt 2-3 zile. Sunt suficiente aceste zile? Noi de fiecare dată recomandăm clienților să nu se oprească la 2 zile, pentru că dacă ai făcut 2 zile de curs, nu înseamnă că ai schimbat total. Desigur, în 2 zile se întâmplă câteva lucruri. Se acumulează câteva cunoștințe, se dau câteva idei, se poate face o deschidere a unei ferestre. Dar această fereastră nu va rămâne deschisă decât dacă mai insiști cu ceva ulterior. Noi recomandăm de fiecare dată să existe programe de lungă durată, să existe programe care să conțină un follow-up, o urmare, să existe niște programe întrepte de carieră, să existe niște părți de teme, să existe după curs o activitate care să demonstreze mai departe implicarea participanților în punerea în aplicare a acelor cunoștințe. Suntem ascultați de cele mai multe ori, din fericire avem clienți normali, dar știu că există și companii care preferă să își ia un curs în speranța că au rezolvat, au bifat poate această activitate și au rezolvat ce aveau de rezolvat cu oamenii și pun atunci speranțele că se va schimba ceva dramatic. Schimbări, așa cum spuneam, există, însă nu atât de mari sau atât de puternice cum ar fi dacă ar exista un program educațional de 9 luni sau de 12 luni de zile. La noi există așa ceva în țară? Există academii de vânzare și există academii de management pentru diferite companii care au și durata de 3 ani de zile. Noi, ca și companie, am fost implicați într-o campanie de tipul acesta, într-o academie de vânzare care a implicat 5500 de oameni în toată țara, vreme de 3 ani de zile, pe 3 niveluri diferite. Da, există. Etape care implică mai departe trepte de carieră, care implică mai departe pentru angajat o grămadă de lucruri care trebuie să le facă, dar dacă le face, el va fi recompensat. Recompensele sunt financiare și non-financiare. Ca să vă descriu puțin tel ce înseamnă o academie, înseamnă o evaluare inițială a angajatului. Pe baza rezultatelor pe care el le obține, este înscris la un anumit nivel, cel mai probabil nivelul 1-2, pentru că sunt astfel construite încât să acopere întreaga organizație. După ce a trecut prin acest nivel, are de făcut câteva teme. Dacă le face așa cum trebuie, plus rezultatele din cele doar 2 zile de curs, pentru că da, pot să existe rezultate la nivelul individului după 2 zile de curs, plus rezultatele din activitatea efectiv directă în jobul pe care îl are, în serviciu pe care îl are, la 6 luni de zile apare o nouă sesiune de curs, iarăși apar teme,
pe baza lor este agreat sau nu este agreat să mergă mai departe la nivelul următor. Și după 3 sau 4 niveluri poți să mergi într-un final la ai spune angajatului, acum ești perfect, ești ceea ce ne doream cu toții, pentru că știm că față de momentul în care ai venit, iată, o nouă evaluare demonstrează că ai devenit mult mai bun și acum ne place de tine și acum te plătim un pic mai bine sau un pic mult mai bine, pentru că acum ai devenit o resursă foarte importantă sau esențială a companiei noastre. Da, există în România academii, suntem mândri că am făcut parte din mai multe și chiar în momentul de față suntem în construcția unei astfel de structuri educaționale, pentru că noi credem că o astfel de structură educațională, paralelă sistemului de învățământ postuniversitar, ajută într-adevăr oamenii. Diferența majoră față de un sistem de învățământ oficial este faptul că tot ce se întâmplă în această academie este strict legat de job, este strict legat de lucrurile pe care omul le are de făcut la serviciu, strict legat de provocările pe care le are clipă de clipă, minut de minut, față în față cu colegii săi, cu clienții săi, cu șefii pe care îi are sau cu subalternii pe care îi conduce. Aș fi foarte curioasă dacă, din experiența dumneavoastră, firmele care au venit să se intereseze de anumite traininguri veneau pentru că știau că au nevoie de acest lucru sau aveau pur și simplu un buget de cheltuit și atunci apelau la anumite traininguri. În zona în care noi activăm, respectiv am stat aproape exclusiv în sectorul privat, nu prea îți permiți să ai un buget de cheltuit. Și atunci, de fiecare dată, există o nevoie care trebuie acoperită cu ceva. Din perspectiva vânzătorului, m-am luptat adesea cu companiile pentru a le ajuta să înțeleagă de ce este nevoie de un buget mai mare, de ce este nevoie să aloce o perioadă mai lungă pentru a vedea într-adevăr schimbări la oamenii pe care îi trimit la curs. Așa încât nu bifele în sectorul privat sunt cele care trebuie rezolvate, ci trebuie rezolvată problema cât de important este acest buget sau cât de importante sunt câștigurile pe care le am relaționate la buget. Și atunci discuția este un picuț într-o zonă mai de valori decât într-o zonă de hai să dăm bife. Și din punctul de vedere al firmelor, ce ar trebui ele să ceară unui training? Asta este o chestie foarte, foarte drăguță, o întrebare foarte bună. Avem în această țară nevoie foarte multă de training. De ce înseamnă nevoie de training? Înseamnă pentru că nu întotdeauna învățăm tot ce e de făcut într-un job. Training, fie că este training intern în cadrul companiei, fie că e training cu o companie specializată din exterior, așa cum suntem noi, trainingul acesta trebuie să aibă câteva calități. Una dintre ele, eu o consider esențială și asta ar trebui să ceară orice manager pentru oamenii săi, ar trebui să ceară aplicabilitate. Dacă participantul angajat pe orice poziție, în orice companie, vine la curs și acolo îi se spun lucruri care sunt teorii, care sunt inaplicabile, care nu au nicio legătură cu realitatea, pe care angajatul nu le poate aplica a doua zi în cadrul companiei sau a treia zi în cadrul companiei, atunci cursul ai pierdere de timp. Aplicabilitatea este condiția esențială. Ce ar mai trebui să ceară? Ar trebui să ceară un curs, toată lumea zice curs personalizat. Eu aș zice un pic mai mult decât atât. Un curs construit pe specificul acelei industrii sau construit pe specificul acelui client. Pentru că altfel aplicabilitatea e un pic mai joasă. Eu văd o legătură foarte strânsă între aplicabilitate și partea de construcție a cursului. Asta înseamnă că trebuie să ai nu doar niște trainer, niște oameni care să pot merge în sală, să susțină, să implementeze cursul, trebuie să ai alături de echipă și niște consultanți care să meargă întâi alături de participant în poziția pe care el o are, în serviciul pe care el îl are și să înțeleagă care sunt provocările lui. Și din această postură a participantului, înainte de a merge în sala de curs, să vină cu niște soluții. Iar acele soluții se poate fi discutate în sala de curs și se poate fi aplicate mai departe de către participant. De aceea, training și consultanță. Sau mai bine zis, întâi ar trebui să fie o bucată de consultanță și soluția sa să fie un pic de training.
Aplicabilitate, o fază de evaluare absolut esențială, care să conțină un pic de consultanță. Cum îl ajut pe participanți să-și facă mai bine treaba? Că altfel, cursuri de time management, de exemplu, piața este foarte saturată de cursuri de time management, povestesc niște teorii bune, niște teorii importante, niște teorii aplicabile, dar aplicabile de la caz la caz. Fiind aplicabile de la caz la caz, nu ar fi mai simplu să spunem la curs doar acele teorii sau, mai bine zis, doar acele aplicații care mi se aplică mie? Ar fi mai simplu. Astea cred că ar fi condițiile esențiale pentru un angajator de cerut unei companii de training. După aceea, astea, dacă le-am rezolvat pe astea care sunt trebuie, mai sunt unele drăguțe care ar merita să fie luate în calcul. Cele care ar merita să fie luate în calcul sunt să nu fie un trainer obosit, să se priceapă cât de cât la domeniu și dacă vorbește despre motivare, de exemplu, să nu vină el căscând de plictiseală în sala de curs. S-a mai întâmplat, am mai văzut cazuri. Sau am văzut caz de trainer care povestea despre time management și a întârziat el la curs. Ok, astfel de elemente cred că sunt ușor de sesizat de către orice angajator. Dar înainte chiar vreau să vă întreb, apropo de cei care țin cursurile, cum se poate interesa dacă trainerul este cu mare experiență sau... Se practică ceea ce se numește demo-ul. Respectiv, majoritatea companiilor și-au dat seama că nu este suficient să cumpere un program, să cumpere un curs, ci cumpără odată cu programul ăla și un trainer sau niște traineri, dacă sunt mai mulți. Și în ultima perioadă, cred că în ultimii 2 sau chiar 3 ani aproape de fiecare dată, nu știu dacă a existat proiect unde companiile importante care au cerut training, au cerut de fiecare dată să vadă și trainerii. Să vadă trainerii într-un demo de o oră, de două ore, în care acel trainer, care urmează mai departe să țină program, să vină în sala de curs cu niște participanți aleși aleatori din companie și să susțină efectiv o bucată din cursul respectiv, iar participanții să aibă mai departe vot, drept de vot, da, ne place acest trainer, îl vrem, nu ne place acest trainer. În ultimii ani am avut în mod repetat anexate la contracte CV-urile trainerii care au fost acreditați, dacă putem să le spunem astfel, de participanți, că ei sunt cei care vor susține cursul. Așadar nu primesc un CD? E de preferat să vină pe live, pentru că un CD poate să fie o întâmplare, pe când contactul direct cu personajul, contactul direct cu tipologia, contactul direct cu felul în care el ca și trainer rezolvă anumite situații potențiale apare în sala de curs, acolo sunt lucrurile de urmărit. Da, nu se compară, eventual poate fi și un montaj cu momentele cele mai bune. Suntem în România. Da. Să luăm și o întrebare de pe chat. Antonia ar vrea să știe de ce toți angajații inițiază doar tinerii. Cei de vârsta a doua nu mai sunt capabili să învețe? Să vedem în primul rând dacă într-adevăr așa este, dacă cei tineri sunt cei care... Nu știu la ce domeniu se referă Antonia, dar companiile cu care noi am lucrat, de exemplu, în ultima perioadă, sincer, cursul, dacă stau să mă gândesc, de exemplu, la cursul pe care l-am avut în acest weekend, sfârșit de săptămână weekend, nu știu dacă am avut în sală vreun participant sub 30 și ceva de ani. Deci, este pentru că spuneați că se foarte mulți din top management. Se preferă poate mai mult în momentul de față managerii decât se preferă angajații de nivel inferior. Tinerii, atâta vreme cât ocupă o poziție importantă pentru companie, atâta vreme cât sunt importanți, ăsta este cuvântul pentru companie, cu siguranță se investește sau nu se investește în ei. Aici e o chestie de alegere a companiei. Nu cred că este o regulă, investim doar în tineri sau investim doar în oamenii. Toată lumea poate să învețe, toată lumea trebuie să învețe să-și facă mai bine jobul pe care îl are. Am avut la curs și oameni în pragul pensionării, am avut la curs și oameni foarte tineri, de-abia ieșiți de pe băncile liceului sau facultății. Capacitatea de învățare a oamenilor, de a învăța abilități noi, de a prelua cunoștințe și mai departe, de a vedea dacă ele sunt aplicabile în ceea ce fac, este foarte mare la ambele categorii.
Singura problemă este angajatorul să considere că are o nevoie de a dezvolta un anumit grup. Nu cred că este un criteriu vârsta. E un criteriu nevoia lui ca și angajator de a-i promova pe unii. A spus că a ținut în weekend un curs, să ne spuneți și site-ul companiei și ce cursuri țineți. Site-ul companiei este site-ul nostru. Probabil cine are nevoie să caute Iulian Drăghicescu găsește cu siguranță în câteva minute și site-ul companiei. Cursurile pe care le ținem sunt un picuț mai speciale decât ce există în piață, pentru că, spre deosebire de alte companii de training, noi nu avem cursuri de raft. Am avut de-a lungul timpului nenumărate cereri de a ține open seminarii, de a primi 2 sau 3 oameni la câte un seminar de vânzare, de motivare, de comunicare. Din nefericire, nu avem astfel de seminarii. Preferăm, pentru moment cel puțin, să avem proiecte foarte dedicate pentru câte un client. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că mergem la clientul respectiv, înțelegem provocările pe care le are și obiectivele pe care le dorește să le atingă, îi luăm pe oamenii din care ar urma să participe la curs la evaluări, că sunt evaluări prin discuții, că sunt evaluări cu instrumente psihometrice, că sunt pur și simplu teste de cunoștințe sau chiar de abilități, observare sau evaluări prin prisma celorlalți colegi. Înțelegem per total care sunt problemele lor, apoi ne apucăm să construim, să scriem un curs, să scriem o soluție educațională, să facem o casetuță video care să ilustreze anumite comportamente de tip așa da, așa nu, aproape așa da. Toate astea la oaltă pentru a-l ajuta pe acel angajat să ajungă cât mai aproape de dorințele companiei. Am putea mai repede să menționăm care sunt domeniile pe care ne place să ne jucăm. Ne place foarte tare să ne jucăm cu vânzători, pentru că, repet, părerea mea este că avem nevoie foarte multă de vânzători în țara aceasta, vânzători buni care să reușească să promoveze o imagine corectă a propriilor produse, a propriilor servicii în fața clienților, în fața consumatorului. Ne plac foarte tare cursurile legate de abilitățile de a conduce, management people, people management, senzațional, pentru că acolo, personal, mă implic foarte mult în astfel de cursuri. Sunt zonele unde pot să adaug valoare prin prisma ceea ce am făcut în toată această viață, prin tot ce am învățat plus ce am pus în practică mai departe. Îmi plac de asemenea foarte tare cursurile de, și nouă ca și companie, ne simțim foarte în largul nostru, cursurile de relație cu clientul, customer care. Îi spunem customer care pentru că în această țară, când e vorba de training, care e educație, de fapt, cam totul este pe bază de termeni englezești. Îmi cer scuze, dar o să încerc să mă abțin de la termeni englezești. Cursurile de relație cu clientul, care sunt nimic altceva decât cum facem ca relația între angajatul nostru și client, client potențial, client existent, să fie de cât mai lungă durată. Da, asta este unul dintre dezideratele, cred, ale majorității companiilor din ziua de astăzi. Companiile care au rămas în joc preferă să aibă clienți pe termen lung decât să dea un tun și peste 2 zile să dispară de pe piață. Noi o să luăm o scurtă pauză, revenim imediat. Nu uitați că ne puteți scrie pe Telecom sau în protecția-consumatorilor.ro în cazul în care aveți o problemă cu un produs sau un serviciu achiziționat de la noi din țară. Revenim în 2 minute. O nouă atitudine. Intră acum pe www.iatitudine.eu. De ce i-ați făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și ați țipit de ăsta 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm! Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți? Mulțumim!
M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează! Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare. Am revenit la discuția noastră despre training-uri alături de domnul Iulian Drăghicescu, Senior Training Media Mix Consulting. Ne-ați spus care sunt în mare motivele pentru care o firmă ar trebui să apeleze la training-uri. Să vedem și aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre acele training-uri gratuite care știu că există pe piață. Există traininguri gratuite, desigur, sunt traininguri din programele în care România face parte ca membra Uniunii Europene. Sunt traininguri unde pe post-dru, dacă nu mă înșel, sunt finanțări din partea Uniunii Europene, astfel încât anumite categorii socio-profesionale să fie ajutate să se dezvolte. Sunt multe mulți dintre participanți, mulți dintre angajatori care au beneficiat de astfel de programe. Eu, sincer, sunt ușor în afara acestei zone pentru că, așa cum și spuneam mai devreme, am rămas strict într-o zonă de relaționare cu companii private și am preferat, decât să apelăm la sponsorizări din partea Uniunii Europene, să mergem pe a rezolva problemele clienților noștri foarte punctuale și nu a face traininguri din categoria dezvoltării de abilități la șomeri sau la viitori fermieri de nu știu ce nivel. Din perspectiva asta îmi cer scuze, sunt total pe din afara. Știu că există programe unde participanții pot apela, la care participanții pot apela gratuite, inclusiv programe pentru manageri, nu doar programe pentru dezvoltarea unor competențe din zona antreprenorială, dar sunt pe din afara lor. M-ați prins în offside aici, chiar nu știu. Pentru că ne-ați povestit modalitatea pe care dumneavoastră o aplicați în momentul în care o firmă vine să ceară cursuri, Marcel ne întreba ce condiții trebuie să îndeplinească cei care doresc să se înscrie la astfel de cursuri. Bănuiesc că angajatul are dreptul indiferent de abilitățile sale și așa mai departe. În primul și în primul rând, prima condiție este dacă angajatul este angajat într-o companie, compania să considere că merită să investească niște bani pentru a-l dezvolta. Cu alte cuvinte, compania să considere că activitatea pe care o face Marcel sau oricare dintre angajații săi nu este la nivelul potrivit. Sau Marcel, sau repet, oricare dintre alții participanți poate să facă mult mai bine, mult mai repede ceea ce face. Și atunci aici apare nevoia de curs. Respectiv, un angajat face ceea ce compania consideră că ar putea să facă mult mai repede sau mult mai bine sau mult mai altfel, mai performant. În momentul în care există o astfel de opinie în cadrul companiei, ar trebui să se traducă această opinie într-o chestiune foarte comercială. Dacă investesc un leu în participant, în angajatul meu și îl trimit la un training, acest leu îmi va fi întors într-o formă foarte rapidă sau foarte sigură? Dacă răspunsul este da, apare nevoia de training și apare o firmă de training sau poate un departament intern de training care mai departe să-l ia pe participant și să-l învețe ce are de făcut sau cum ar putea să facă ce are de făcut mai repede, mai bine. Condiții pentru alte condiții, eu nu cred că există. Că își dorește un angajat nu este suficient. Trebuie să considere, repet, din perspectiva angajatorului, angajatorul trebuie să constate că e nevoie să-l antreneze pe acel om. Mai există o politică, din fericire, din ce în ce mai puțin prezentă în România. Există angajatori care își antrenează oamenii de pe poziția actuală pentru poziția imediat superioară. Spun din nefericire pentru că în urmă cu ani, cu 4, 5 sau 6 ani de zile, asta era o piață foarte interesantă pentru că era ușor mai complicat să discuți cu astfel de participanți. Venea un angajat de la un nivel de senioritate scăzut,
și încercam să explicăm cum să facă lucrurile din perspectiva șefului. Nouă ni se părea greu. Lui se părea însă foarte interesant, pentru că brusc îl înțelegea mai bine pe șef. Iar companiile care făceau asta, pe termen lung câștigau. Aveau o pepinieră aproape constantă de potențial manageri în rândul angajaților de nivel din eșalonele inferioare. Am spus, din nefericire, în momentul de față nu prea se mai vede această atitudine. Companiile, datorită unei înțelegeri mai puțin bune a ce înseamnă training și cât de important este și ce îți poate aduce, preferă să facă strict pe post. Ce are nevoie, care sunt competențele necesare a angajatului pe postul în care el se află. Era interesant înainte și era o șansă de promovare superioară pentru oameni, era o deschidere mai mare pentru oameni, era emulație, era altceva. Acum este strict ce trebuie să faci tu acolo ca micuțul roboțel și atât, nimic altceva suplimentar. A spus că firmele apelează la training-uri în momentul în care constată că un angajat nu performează suficient. Dar referitor la cei care sunt foarte buni, la ei se gândesc sau nu iau un calcul deloc? Se gândesc și la ei, numai că la ei training-urile sunt un picuț altfel. Training-urile sunt din categoria motivării superioare. Training-urile sunt din categoria recunoașterii sau recompensei. Acolo nu mai vorbim despre un angajat care trebuie să facă altfel ce făcea astăzi, mâine trebuie să fie cu totul altfel, ci acolo este vorba de programe de recompensare, am putea să le numim, pentru angajați care trebuie să înțeleagă sau trebuie să accepte sau trebuie să continue să facă ceea ce făceau, nimic altceva. Deci un fel de bravo. Și acolo vorbim despre programe educaționale de tip team building. Noi avem ca țară o mare artă de a transforma team building în orice altceva decât ar trebui să fie, el ca și team building. Am auzit de variantele drink building și body building și alte chestiuni care se aplică unei zone de educație, mie foarte dragă. Nu ăsta este important, nu asta ar trebui să se întâmple la un team building. La un team building ar trebui să am prilej să-i fac pe cei buni să se simtă că sunt cei mai buni, ar trebui să unesc echipa, ar trebui să am niște obiective foarte bine puse în practică și foarte bine scoase în relief. Ar trebui să am un moderator, ar trebui să am un facilitator. La astfel de programe sau la programe de tip team fun, unde nu mai este vorba doar de o echipă, ci și de distracția echipei, îmi recompensez angajații pentru realizări bune, pentru lucruri nemaipomenite, pentru proiecte în care au făcut parte. Vă ocupați și de team building-uri? La cererea clienților, bineînțeles. Numai că avem o mică problemă, la noi team building-urile nu scoate ATV-uri și nici cu paintball. Deci, din perspectiva asta, dacă clienții noștri de la început, din faza întâi, încep să ne povestească cum se vor da ei cu ATV-ul, noi le spunem la noi team building, vă rugăm să mergeți singuri de capul vostru să faceți această acțiune, ea nu este educațională. Nu, eu personal nu văd o legătură între partea de paintball și partea de educație. N-am văzut-o încă. Mai caut, sunt deschis să aștept în continuare cineva să mă convingă, să mă argumenteze care este legătura și cum poate fi făcută legătura. În momentul în care o voi vedea, cu siguranță o să facem și asta. Până atunci... Care este varianta pe care o propuneți? Varianta pe care o propunem este legată de exerciții care pot să fie foarte clar debriefate. Debrief-ul respectiv, să stai să tragi o morală după un exercițiu, este bucata cea mai importantă dintr-un team building. Nu este suficient să mergi să te dai pe o tiroliană, că asta e simplu, îți trebuie câteva corzi și niște oameni suficient de inteligenți să le unească între ele, dar după aceea să legi acest dat pe tiroliană de echipă, de valorile echipei, de lucrurile pe care le poți învăța dacă l-ajuți sau nu l-ajuți pe colegul tău. Partea aceea de debrief de foarte multe ori este uitată în team building-uri și este înlocuită cu sticle de diferite mărimi. În momentul acela nu mai este team building, ne pare rău să spunem asta, la așa ceva nu. Pentru că tot am vorbit despre training-uri, aș vrea să vă întreb dacă se dă și dacă este importantă o diplomă. Diploma este în sine o recunoaștere a cunoștințelor, a lucrurilor pe care un personaj le-a căpătat. Întotdeauna o diplomă, măcar din perspectiva unei, hai să o numim,
recunoașteri oficiale a ceea ce știe sau poate să facă angajatul, este importantă. Să reținem însă că sunt două feluri de diplome. Sunt diplomele de formare profesională recunoscută de forurile competente autorizate, care presupun un număr mare de ore de curs și presupun că ceea ce scrie pe acea diplomă poate fi trecut în cartea de muncă a angajatului. Asta este un bonus, e o chestie importantă pentru foarte mulți oameni care au nevoie de o calificare superioară sau care au nevoie de o perfecționare a ceea ce știu sau au nevoie de o recalificare. Și există celelalte cursuri unde diplomele sunt de participare sau de excelență, dar e o variantă de participare aceasta, care constau doar în ai fost alături de mine o perioadă de 2 sau de 3 zile în care am discutat de anumite abilități. Prin perspectiva noastră ca și companie, partea de diplome este mai puțin cerută de către angajatori. Angajatorul, pentru el este important un singur lucru, angajatul să-și facă treaba extraordinar de bine acolo unde este. Nu diploma îl ajută pe angajator să câștige niște bani suplimentari, ci dacă angajatul știe să facă relația cu clientul sau știe să facă vânzarea sau știe să-și conducă oamenii din echipă foarte, foarte bine. În momentul în care se întâmplă una din acestea trei, indiferent de cantitatea de diplome pe care angajatul are sau nu are sau ar putea să o aibă, indiferent de această cantitate, compania este super mulțumită. Pe noi de regulă ne plătesc companiile, pentru că asta este specificul nostru, facem în special cursuri de abilități, ne plătesc companiile pentru a fi sigure că după ce au trecut printr-un program educațional alături de noi, oamenii lor știu să facă ceva altfel. Atât. Nu să aibă o hârtie la CV. Nu. Hârtiile nu îi ajută să vândă sau nu îi ajută, repet, să își conducă oamenii. Din perspectiva aceasta, iarăși am preferat să rămânem în această zonă, plus că mai există câteva tendințe în piață, indiferent cât de bine știi, indiferent cu cine ai făcut cursuri, dovedește că știi să faci acel lucru. Asta este lucrul cel mai bun. Noi le spunem de fiecare dată participanților noștri și celor care ne angajează că există 3 niveluri. Există nivelul 1, înțelegere. Omul să știe ce are de făcut. Ne ocupăm de asta și noi, se ocupă și el ca și angajator. Îi spunem ce are de făcut. Există nivelul de acceptare. Dacă înțelegerea este la 100, nivelul următor, acceptare, înseamnă nimic altceva decât să accept că ceea ce mi-ai spus tu, ce am înțeles în faza 1, este corect și îmi folosește mie. La asta ne ocupăm noi foarte tare în curs, adică nu doar să înțeleagă ce au de făcut, ci și mai departe să accepte că acea soluție pe care noi o propovăduim acolo este cea mai bună. După care este etapa numărul 3, acțiune. Șmecheria în toată această poveste este că managerii în ziua de astăzi din companii se așteaptă să vadă acțiune din partea angajaților lor. În majoritatea cazurilor se ocupă de faza de înțelegere. Nu întotdeauna se ocupă de faza de acceptare și atunci nu se vadă acțiune, pentru că niciodată acțiunea nu are cum să fie mai mare decât înțelegerea. Dacă un înțeles și are de făcut, nu să acționeze în spiritul sau conform cu dorințele companiei. Dacă a înțeles, dar el mai are niște teorii în cap, mai are niște păreri în cap, are și el propria sa valoare, propriile sale principii, care se bat cap în cap cu ce tocmai a înțeles de la companie, iarăși nu o să acționeze. Ori, angajatorul, în marea lor majoritate, repet, se ocupă de uite ce ai tu de făcut, dar nu stau să discute mai departe cu angajatul. Asta este cel mai bun lucru, ești conștient de chestia asta? E în interesul tău să faci aceste lucruri? Faza aceasta de acceptare lipsind, automat faza de acțiune este un pic mai mică. Ori noi mergem în sala de curs și încercăm să le spunem oamenilor ce au de făcut, de ce au acele lucruri de făcut și mai departe să îi împingem spre acțiune. Și asta, dacă ne gândim puțin tel în urmă la povestea pe care o spuneam, că e normal să vedem schimbări de comportament sau e normal să vedem rezultate după o perioadă mai lungă, de asta e nevoie de o perioadă mai lungă, ca să-l ajuți să facă acea fază de acțiune, să insiști alături de el, să fii alături de el, să-i dai sfaturi ca și trainer sau ca și manager al acelui angajat, cum pune în aplicare ceea ce tocmai a învățat în sala de curs. Despre asta este vorba per total în training. Apropo de ce a spus mai devreme, că le spuneți ce trebuie să facă și așa mai departe, firma, în momentul în care apelează la un training,
Pur și simplu își pune angajatul în sala respectivă sau își explică de ce te trimiți? O, cu siguranță trebuie să explice. Sau ar trebui să? Ar trebui să explice. Dacă nu explică angajatorul, explicăm noi, pentru că una din păcatele managementului din România este mersul la ședință că m-a trimis șeful. Deci în momentul în care la o companie ne-am trezit cu un angajat care a venit fără să știe de ce a venit, doar pentru că a trimis șeful, înseamnă că și acea companie a făcut o eroare, dar și noi ca și companie de training suntem într-o problemă, avem o problemă majoră. Este, din perspectiva mea, inadmisibil ca omul să vină fără să știe de ce și la ce îi folosește acel lucru. Anunțarea angajatului, pregătirea lui pentru ceea ce urmează să se întâmple și punerea în context a acelui program de educație, mie mi se par că sunt esențiale. Mi se par că sunt esențiale, pentru că nu vreau să-mi vină în sală oameni cu atitudini greșite, nu vreau să-mi vină în sală oameni care nu știu la ce au venit sau care se gândesc, iar pierd 3 zile mergând la un curs. Scopul meu este să-l ajut să se dezvolte și am nevoie de o fază minimă de pregătire. De cele mai multe ori însă, în ultima perioadă, nu știu dacă s-a mai întâmplat vreun caz de acest tip, ne ocupăm noi direct ca să fim siguri că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Le trimitem prezentări, le trimitem materiale video înainte participanților, le spunem ce urmează să se întâmple, de ce acel lucru este important pentru ei, cum îi va ajuta prezența la acea sesiune să facă mai bine ceea ce fac în momentul de față. Facem variante diferite de anunțare, inclusiv șoptit la o ureche, ca după aceea din acel șoptit să se dezvolte un zvon, vedeți că va urma un curs de tipul ăsta. Dar, indiferent de maniera pe care o alegem, intenția noastră este de a ne pregăti participanții când vin în sala de curs, să știe la ce să se aștepte. Și din experiență, angajații îl văd ca pe un lucru bun, training-ul, sau ca pe un ultimatum? Dacă acum nu fac bine, e clar. Foarte rar, foarte rar. Am mai întâlnit cazuri de companii care și-au trimis angajații la curs de tipul e ultima voastră șansă. Da, mai există așa ceva. Suntem într-o democrație, dar democrația se învață în anumite companii cu ajutorul unui pitch. Este încă o realitate, din nefericire. În majoritatea noi ne străduim, în majoritatea cazurilor ne străduim să-i ajutăm pe angajat să vadă asta ca o dezvoltare proprie. Sunt în continuare oameni care, în momentul în care sunt trimiși la un curs de vânzare, se și gândesc, e clar, o să urmeze o creștere de target de vânzare. Sunt oameni care, dacă sunt trimiși la un curs de management, unde se face o evaluare la început, se gândesc instantaneu, sunt evaluat pentru că voi fi dat afară. Da. Există în continuare această teamă a angajatului față de evaluări sau față de consecințele mai puțin bune ale unui program educațional. Încercăm de fiecare dată să le spunem că intențiile noastre și ale companiei nu sunt de a-i ucide, cu ghilimele de rigoare, ci de a ajuta să se dezvolte. Pentru că nimeni nu are nevoie de niște angajați uciși, toată lumea are nevoie de niște angajați buni, foarte buni și excelenți. Iar dacă angajații își fac bine sarcinile, așa cum compania probabil s-a gândit că ar trebui făcute, lucrurile vor merge bine și compania nu are niciun motiv să-i îndepărteze. Aș vrea să mă întorc puțin la diplomă, pentru că a spus că poate companiile înțeleg că nu este necesară o diplomă. Corect. Dar angajații, de obicei, ce părere au? Pentru că se gândesc poate pe viitor, o să o am la CV în cazul în care plec de aici? Angajații, în urmă cu 7 sau 8 ani de zile, erau colecționari de diplome. Colecționari de diplome, să știți că sunt și acum. Și chiar dacă aceste diplome nu sunt cu siglele ministerelor pe Antet, ei continuă să le colecționeze și anumite diplome de la anumite companii le regăsim foarte ușor pe paginile pe site-urile de recrutare. Este suficient să dau numele unei companii și nu o să o găsesc doar la site-ul ei ca și companie, ci voi găsi asta și în diplomele unui număr foarte mare de oameni care le promovează, pentru că este cert, în măsura în care ai făcut un anumit număr de cursuri cu companii recunoscute, cu companii mari din România, cu companii importante, acesta va fi un atu în vederea angajării tale într-un alt post. Dar, dincolo de asta, în momentul de față, eu sunt sigur că fiecare dintre cei care iau parte la cursuri știu că
lucrurile bine făcute, acolo unde ei lucrează sau unde ar dori să lucreze, sunt mai importante decât diplomele. Din nefericire, în momentul de față, avem nevoie de oameni care știu să facă, nu de oameni cu diplome. Sau din fericire, nu știu. Aș vrea să vă întreb companiile. Se așteaptă în urma training-urilor la rezultate? Dacă nu există aceste rezultate, ele se întorc la firma respectivă și, eu știu, își cer banii înapoi sau se întâmplă așa ceva? Există diverse tipuri de contracte cu diverse tipuri de prevederi. Am avut contracte de tip success fee, iarăși folosesc un englezism, adică să o traducem în românește, te plătesc dacă am succes. Dacă oamenii mei reușesc să vândă așa cum îmi doresc eu, îți voi da o anumită sumă. Nu reușesc să vândă, nu îți plătesc. Da? Există și companii care sunt interesate mai puțin de succes, pentru că, de exemplu, ținem un curs de motivare. E foarte greu să evaluez dacă oamenii aceia sunt într-adevăr motivați. Și atunci, fiind un nivel mai jos de evaluare, cam tot acolo se va situa și evaluarea lor. Per total însă, fiecare companie este dornică, foarte dornică, să vadă rezultate, să vadă un return of investment, n-am cum să spun, nu știu care e termenul în limba română, o întoarcere a banilor la companie pe care i-au investit în programul de training. Dar este greu de garantat că oamenii vor avea rezultate. Depinde foarte mult de ei. Depinde care sunt obiectivele pe care și le-a asumat compania. Am avut companie care era dispusă să aloce un buget enorm pentru o companie de training, din perspectiva noastră enorm, din perspectiva lor normal, pentru a ajunge la niște cifre de vânzare. Însă compania respectivă, am stat și am făcut ceea ce ar trebui probabil să facă oricine. Am stat să vedem dacă ei este fezabil să ajungi la acele cifre de vânzare în condițiile de piață din România la momentul respectiv. Am descoperit că dorințele lor nu aveau nicio legătură cu piața. Și le-am spus, ok, bugetul vostru nu poate să ducă nicio forță de vânzare la cifrele pe care voi le vreți. Și în cazul ăsta nu ne vom angaja la așa ceva. Au spus, ok, căutăm pe altcineva sau mărim bugetul. Care din astea două? Niciuna din astea două, pentru că nu are nicio legătură cu piața. Care este de fapt morala acestui exemplu? Dacă avem obiective realiste, ele pot fi îndeplinite. O companie de training care are și consultanți, după cum spuneam puțin mai devreme, poate să te ajute să-ți rafinezi acel obiectiv și să spui, da, e ok, oamenii mei pot să ajungă acolo și pot și mai departe, zona de consultanță poate mai departe să vină să spună, vor ajunge acolo în 3 luni sau vor ajunge acolo în 6 luni. Sau, din contră, dacă nu ai această zonă de consultanți, poți să speri, într-o formă sau alta, că cineva de sus te va ajuta și vor ajunge acolo. Companiile de fiecare dată își stabilesc anumite obiective. E normal, natural. Dacă nu stabilesc obiective, e cântat după urechi. Din păcate, nu mai avem timp. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și poate și ne revedem la o altă ediție, pentru că avem foarte multe de discutat. Cu siguranță mai găsim. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Rămâneți pentru partea a doua emisiunii în Dialogul Consumatorii, unde invitat este domnul profesor Drăgulănescu.